dacă avem niște dispute. Aveți, aveți posibilitatea ca după fiecare cartuș tras la, la o mâine de 45 de grade să stați în repaus. Deci nu așa, cu pistolul așa, sau așa. Păi, te duci să-mi aranjezi și mie țintă. Exact cum sunt căștile alea acolo, el a încărcat, a luat pistolul și după aceea s-a gândit să aranjeze căștile și ochelari. Și în momentul când și-a aranjat căștile, din greșeală a vărsat pe trecaci. Trebuie să-mi iau pistolul meu, că nu pot să trag cu altul. Deci, domnul comandant, locul întâi a zis că plecăm la excursia. Nu, nu, o excursie de 5 zile la Roma. La Roma. Nu, la Roma. La Roma, nu, nici măcar. Dacă îmi permite, domnul comandant, să începem? Da, da, ați instruit personalul, cum vă zicea, pistolul nu mai e în poligon, ține sus. Deocamdată nu, am zis să nu începem. Ați mai tras, nu? Am mai tras. E bine că ați mai tras. Încep eu prim. Hai să trag eu primul, ca să dau totul. Păi stați așa, să le prelucrez. Păi nu, 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 nu. Îi dă cuvântul domnului inspector șef, după aceea o să vă zic eu câteva cuvinte legate de condițiile ședinței, etapele care trebuie parcurse. După aia adunăm punctajul, o să dăm citire clasamentului și ne retragem acolo la un suc afară. Da, astăzi, după cum v-ați spus să științați, deja Inspectoratul de Poliție al Județului Olt organizează Cupa Presei, situația în care, prin bunăvoința dumneavoastră, vă invitați să participați, să depuneți eforturile cuvenite pentru a câștiga primul cel mai mare. Cred că după ce vom trage fiecare candidat, fiecare concurent, cel mai bun va trebui să câștige. Situația în care vă doresc succes și cu alte ocazii o să mai facem și altfel de concursuri mult mai atractive, dar vor rămâne surprize. Vă mulțumesc și haideți să facem linia de trageri sau dacă mai aveți să le mai spuneți câteva cuvinte legate de condițiile tragerii. De... Condițiile ședinței de tragere, da. Dar trebuia să faceți și pe, și pe redacție. Poate sunt 2-3 de la o redacție. Păi da, da, sunt. Nu? De la noi cel puțin sunt 2-3 de la o redacție și nu trageți. Dar nu vor să trag. Haideți aici, tremură colegii. Da, păi dar nu e cel mai bun, atunci cel mai aveți posibilitatea ca cel mai bun să fie cel care să participe la departajare. Deci dacă trag doi, nu e problemă. Nu ne-a vimi? Eu sunt singur. Ne-a vimi, e singur. Haideți încoace, e singur la urmă. Singur pe lume. Doi. Haideți frumos încoace. Faceți parte din componența ordinului de tragere. Deci astăzi, data de 19.10.2012, vom executa ședința de tragere numărul 9 cu 5 cartușe. O să dau citire membrilor care sunt trecuți în ordinul de tragere. Deci, domnul comisar șef Mladin Emilian, conducătorul tragerii, comisar Voica Iulian, subsemnatul, doamna comisar șef Voicu Sabina, adică eu, da? Doamna inspector Dincă Lucica, domnul agent șef Mozăceanu Elvir, domnul agent șef Ștefan Viorel, care este medicul care va ne va asista pe toată perioada executării tragerii, domnul Ivana Cristi și doamna Ola Ruleruța. Deci dacă aveți trac sau nevoie de psiholog, la mine, da? Pregătim înainte, după aia. O să am rugăminte la dumneavoastră, închidem toți telefoanele, salutăm pe silențios. O să constituim seriile formate din către patru trăgători. Ordinea, de aici începe, numărul 1 și se termină cu ordinea 4. Distanța până la ținte este prevăzută la 15 metri. Se execută cu 5 cartușe, numai la comandă. Eu cam atât am avut de spus.
Asupra țintei foc! Să termine, bine! Și se fiu de îngere cool? Tău că... și cu 14-30. Deci doamna Traicu, da? Deci o dat cu 8 și cu 10, 18. La felicitările mele. Sunt cel mai tare! Tibi, e bine. E bine, e bine. El, Adi. Domnul Adi, deci avem o dată 9, 4, 6. Păi am mușcat și de la 6, 41. E cel mai tare, nu? Primul. S-ar putea Romax, nu? Nu, da? E furios? Da. Concursul de socializare. Cum vi s-au făcut jurnaliștii astăzi în poligonul de tragere? Jurnaliștii au fost foarte bine pregătiți astăzi, o parte dintre ei chiar au obținut rezultate bune și foarte bune. Poate că asemenea concursuri ar trebui să le ținem mai des și să participe și alți colegi ai noștri, nu numai dumneavoastră, dar și cei de la DEPIR, care se antrenează mai des, și alți ofițeri care au ocupat locuri onorabile la anumite concursuri de tine organizate de Inspectorul General Poliției Române. Se descurcă la trageri jurnaliștii sau se descurcă mai bine la scris? Se descurcă și la trageri și la scris la fel de bine.